scor cel puțin egal cu ultimul de la local. E mai important ce predicții face, foarte important să te concentrezi pe bătălia electorală. Păi ne puteți spune sondajele ce vă arată până acum, neapărat predicții. Așa cum am spus, nu vă voi oferi cifre. Mi se pare că ceea ce este important este să ne continuăm acest efort de campanie electorală. Cifrele legate de performanța echipei Alianței Creștine Liberale la Sibiu pleacă de la o analiză pe care noi am făcut-o în cadrul Alianței Creștini Liberale și ne propunem cel puțin scorul luat de Traian Băsescu atunci când a devenit președintele României. De asemenea, aici la Sibiu se va da semnalul schimbării, se va da semnalul că românii doresc o altfel de politică, doresc să schimbe modul de a dialoga politic, modul de a ne comporta politic. Și cred că de aici va pleca foarte clar mesajul că domnul Klaus Iohannis va fi președintele României. Asta planul, pe modelul Băsescu. Transforma Stăpanul este în dezbatere publică. Aveți de